Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E din nou perioada de venit facturi de la curent. Colegul Adi a primit, am început și noi să le primim, vai de capul nostru. Eu nu le-am deschis. Nu le-am deschis, am văzut o memă foarte mișto. Ieri pe net am dormit cu lumina aprinsă, ca milionarii. Cât de tare. Da, deci continuă saga facturilor uriașe la gaze și curent. Dar astăzi vorbim despre episodul țepei date de stat furnizorilor de utilități. E o poveste foarte tare. Poate vă aduceți aminte că guvernul s-a angajat să compenseze facturile mari și să plătească diferențele de preț furnizorilor. Uh-huh. Deci, domnule, trebuie să mai puțin bani, faceți facturi mai mici, compensăm noi, dăm noi diferența. Și aceștia, evident, au redus facturile, cum li s-a cerut prin lege, după care au solicitat guvernului compensarea promisă. Doar că, ce să vezi, guvernul a făcut o șmecherie. Economica.net a investigat situația. La telefon este acum Mihai Nicuț, redactor șef Economica.net. Bună dimineața! Neața! Bună dimineața! Cum a procedat guvernul ca să se fofileze? Păi, până la momentul ăsta, guvernul face protecție socială pe banii companiilor, asta este clar. Să ne aducem aminte că sunt două tipuri de scădere de factură, da? Compensare și plafonarea prețului. Banii trebuiau plătiți cam în luna în 5, la 15 zile în luna următoare emiterii facturii. Și cum schema a început din noiembrie, deja trebuiau să fie făcute niște plăți. Nu s-a plătit nimic până în momentul de față. Ca atare, s-a mai dat un nou ordin, o nouă procedură prin care să se facă aceste plăți, care a înlocuit o procedură dată undeva prin decembrie. Și au zis, gata, acum facem plățile. Numai când am întrebat și de la Ministerul Muncii, mirați de ce a mai fost nevoie de încă o procedură. Și de la Ministerul Muncii ni s-a spus, da, după această procedură, furnizorii trebuie să depună încă o dată cererile de compensare și termenul este de 30 de zile în care noi trebuie să dăm banii, promitem că încercăm să ne mișcăm mai repede. Deci înțelegeți, prieteni, ce s-a întâmplat? Guvernul trebuia să plătească, n-a plătit. Furnizorii au făcut presiuni, i-au depus cererile, nu știu, după care au început să întrebe. Și guvernul a schimbat procedura și a zis, acum mai depuneți odată cererile și mai durează 30 de zile. Ce garantează exact că peste 30, peste 29 de zile, guvernul nu mai schimbă încă o dată procedura? Ar trebui totuși să fim cumva, haideți să spunem, optimiști din acest punct de vedere, pentru că au fost două situații obiective. Una de care guvernul a zis, și anume, domne, ăștia au fost hoți în corpore, n-au acordat compensarea, plafonarea, deși tot i-au dat legea atât de târziu, încât furnizorii n-au știut cum să facă facturile, practic. Ce au obligat să recalculeze facturi? În România se emit 13 milioane de facturi în fiecare lună, atenție, deci nu este chiar atât de ușor. Bun, se recalculează facturile și după asta au zis că după recalcularea facturilor nu face din nou cererea. Însă adevărul este altul, de care guvernul nu prea zice. De fapt, birocrația românească înseamnă niște oameni, niște funcționari care trebuie să semneze pe aceste decontări. Și vă spun că nimeni nu își asumă sau nu și-a asumat până acum să semneze pentru niște sute de milioane care sunt bani publici, da? care trebuie date furnizorilor. Ceea ce ne spune guvernul, iată, ne-am uitat și noi așa mai de curioși, s-au aflat că am mai aprobat o ordonanță, și anume o ordonanță care se cheamă OUG2 pe 2022, unde se spune foarte clar și cred că e scurt. Prin derogare de la legea privind finanțele publice, Ministerul Energiei și Ministerul Muncii, cei care trebuie să plătească, efectuează exclusiv verificat cu privire la concordanța sumelor din situațiile de plată cu cererile pe proprie răspundere depusă de furnizor. Deci, ei acum sunt liberi, nu-i poate acuza nimeni că, domne, ai semnat, ai dat niște bani fără să verifici, sunt bani publici și ca atare poate te putem băga la pușcărie. Există legea prin care sunt exonerați, acum s-a dat procedura, deci acum probabil că cineva își va și asuma să plătească bani. Dacă nu se plătesc nici acum, s-ar putea să fie destul de trist, pentru că sumele se acumulează, sunt 280 de milioane de lei doar pe compensări. În noiembrie și decembrie, furnizorii au nevoie de bani ca să cumpere curent, să-l vândă nou acasă, deja s-au dus la bănci, s-au împrumutat, sunt supraexpuși, deja se plâng că nici băncile nu mai dau bani sistemului energetic, care le-a tot cerut în ultimele luni. Bun, la capătul acestei bulibășeli ne aflăm noi, consumatorii. Care poate să fie efectul asupra noastră? Dacă totuși nu se plătesc acești bani și schemele continuă să se facă doar pe banii companiilor, la un moment dat s-ar putea ca, Doamne ferește, un furnizor mare să se ducă la ANR și să spună că și este ilegal, că reglementarea este că nu poți să lași clienții și să te retragi, să-i spune, nu mai pot furniza.
să se spună să furnizeze cine vrea. Dar să sperăm totuși că nu se ajunge la această, la această soluție. Noi, din păcate, trebuie să plătim și în ciuda a ceea ce ni se pot spune că situația se va calma, eu vă garantez că nu se va calma. Prețurile, mai ales la energie electrică, sunt mari și vor mai crește. Atenție, veți primi zilele următoare, cei care vă expiră contractul de pe piața concurențială, veți primi noile oferte care sunt de două, de poate de trei ori mai mari decât prețul plătit acum. Sperăm undeva ca la gaz, pentru ce înseamnă consum pentru perioada rece următoare, că vara nu prea contează, să avem prețuri ceva mai mici. Dar la energie electrică să nu vă așteptați la o scumpire, la o ieftinire, că nu o să fie. Mulțumesc foarte mult. A fost Mihai Nicuț, redactor șef economica.net. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.